Deci am încercat să identificăm mire de persoane, mire de relații, rețeaua de rude, rețeaua de morți, de vii, de viitori președinți, de viitori, tot ce doriți politicieni de azi. Este o zonă închisă, așa vă destime, este o zonă absolut închisă, unde nu intra nici securitatea care era cu ochii pe orice fotograf. Era suficient să deschizi un aparat, să faci, să privești spre un obiectiv, să zicem, gara sau peisaj, imediat punea cineva mâna pe umărul, pe pescă. Ce faci? Deci în mască, vă rog. Omul ăsta a lucrat, parcă i-a dat Dumnezeu de legare, fotografia să cărdorește. Și a și făcut acest lucru. Și a fotografiat într-un mod ciudat pe firul 120, fotografii știu, 6-6, nu se prea întâmplă la amatorul ăsta. Întâmplarea este o întâmplare și de altă întâmplare. El a câștigat un aparat foarte puțin, incomod total, lumită se vede acolo, sub vitrină, la loterie. Și a debuit cumva, în altă parte, să vând și filmele astea. Și a mers toată viața crezând că așa se fotografiază în lume. Nu mai era ăla cu 35 cu film Leica, care merge pe 36 de cadre față la de 12, e mult, enorm. Cu toate astea a lăsat 4 mii negative, care în modesta mea estimare sunt a 8-a parte din întregul tezaur. Dacă vedeți în spate, avem o fotografie cu o mașină Volga și cu un Lenin și o scamă. Deci, din toată colecția am găsit doar două. Facem un calcul simplu. Din 12, 2 sunt, deci 10 au dispărut. Alte semne particulare, o scamă, o zgrietură, m-a condus spre alte role pierdute. Și am înțeles că este mecanismul lui, al lui Zaharia, secret. Deci, dânsul tragea, developa foarte sumar, fără termometru, fără ceas, developa la ureche, ca un lăutar fotograf. Și după aia tăia, că nu avea măritor pentru 6-6, avea un măritor mic. Tăia subiectul, capul cumva, îi făcea o legitimație, îi făcea o fotografie la nu știu cum, și astea și se aruncă la coș. Deci, cele care au fost printate prin sat, care au fost mărite, nu au replici negative. Deci, e altă lume, este lumea de care nu s-a atins, dar în mod miraculos, omul mi-a tot pus așa, unul este avutăiată, nu era o rolă. Că dacă era rolă, tot fotografii știu și înțeleg. O rolă nedesfăcută timp de 2-3 ani, nu mai este, se topește, se lipește. Era avutăiată și a venit vreo cu rolă, poate, cu bine. Așa am avut senzația de putere că e un mesaj al lui. Că mai târziu să găsim împreună cu Irina Doncic, să găsim marcă, care să confirme mare lui dezinteres pentru a lucra fără bani, fără școală, fără nimic. Eu nu știu cum, poate am devenit un pic patetic acum, dar am un sentiment de subit față de acest om. Am încins și fiică sa. Și copiii erau antrenați în aventura fotografiei. Se va vedea în film acest lucru. Noi am tot filmat toată aventura asta, nu ne-am gândit că vom face în cele din urmă un film doar pentru fenomen. Este un documentar care spune munca de 3 ani, întâlnirea noastră. Eu cred că în spate e mult mai mult decât se vede aici. Imaginați-vă, 4060 câte? 60 acum așa. Și o selecție făcută de Cosmin la auzul și la expertiza lui. Cosmin a zis, asta le facem și ales bine. Vine alt expert, alege altă sursă de fotografii. Cred că această cutie neagră va rămâne între plină de enigme și viața lui Zaharia. Toți împlinesc niște ani și acum de la plecarea lui Spitalul Județean Galați, Spitalul Militar, ca să află că a fost anulată armata română, a fost rănită, a fost trimis cu trei ani acasă, între timp a venit sovieticii, între timp a rămas fără mâncare, a venit timpul foamei, a distribuit la școală cartele de pâine, am găsit cartele de pâine semnate, Zaharia Cușmir, deținător, a încercat să facă școală cu copilașii care au rămas prin sapă și au uitat de lume. În cele din urmă a scăpat printr-o minune
și omul și opera lui. Ce să vă spun? Cred că în clipa când a început să-l visez, să vină să... Nu cred timpul, nu vreau visez. Dar l-am simțit că vorbește cu mine într-un fel. Pentru că mie mi-a făcut întotdeauna acest gen de fotografie. Noi, împreună cu Ideana, am văzut acești oameni. La vârsta mea, eu țin minte această populație, acest tip de oameni, această prevălie cu abac, cu biciclete, cu toate astea. Pe mine am o implozie, o explozie interioară asupra acestor fenomene. Și minunea a avut ca să ne întâlnim cu Muzeul Sarajevo, care ne-a primit cu drag și a realizat și financiar, și logistic, și organizatoric toată aventura asta de orașele mari din România. Poate vine și Iași, și acum aud la Domnul Țărescu, poate vine și Chișinău, să venim noi de unde se pune harta în cui mai... Ăștia, la Câmpii, că sunt mai lene și peste. La Chișinău s-a încercat o mică expoziție, nu a avut prea mult de anumite motive, adică aș vrea să închei aici. Nu știu cum, poate m-am luat, dar spușiți cumva. Eu cred că unul din marele evenimente culturale, încerc pe un loc mai grav, acum, dacă îmi permiteți, se întâmplă aici. Adică nu poți să explici fotografia nici cu cuvinte, poate muzica e mai aproape, nici cu expresii tari sau exemple. Noi ne vom continua munca de cercetare asupra acestui dezaur, care este o muncă nobilă, dar cere și foarte multă sănătate și efort. Și poate venim cu alte formule, cu comunicare științifică, fiindcă oricare dintre aceste surile clișee merită o descriere. Este o poveste aparte, integră, mare și completă. Aici, dar bun, mulțumesc! S-a întâmplat așa, că această poveste a fost descoperită și că poate să ne fie transmisă nouă și un rol important în această poveste are și doamna regizor Elena Domciu, care a transpus aceste imagini într-o poveste pe care s-o puteți vedea. Acum, sigur că este foarte cald, dar vă invit, cine are un pic de timp, la finalul vernisajului, poate să ia loc și să viziteze. Dacă nu se vine mai spre seară, expoziția va rămâne, așa cum s-a spus, până în 18 august, vor fi și zile mai răcoroase. Mă bucur să fie între noi mulți pasionați de fotografie, membri ai unor asociații de aici, din Baia Mare, cu siguranță, mesajul dumneavoastră și limbajul pe care l-ați folosit a ajuns la urechile lor și cu siguranță a trezit interesul prietenilor noștri.